care este un nume cunoscut în cardiologia românească și nu numai. Este o mare onoare să-l avem alături de noi pe domnul profesor în cadrul conferințelor Grigore T. Popa ale universității noastre. Dumnealui este unul din cei mai mari specialiști din România în domeniul cardiologiei, absolvent al Facultății de Medicină din Iași, promoția 1960, și doctor honoris causa al universității noastre din 2008. Domnul profesor a dezvoltat cardiologia modernă în România, a contribuit la dezvoltarea și modernizarea învățământului medical de cardiologie din România, a participat la introducerea primelor teste de efort la bolnavi cu infarct miocardic și a dezvoltat procesul de recuperare, reabilitare a acestor bolnavi în România. De asemenea, a introdus ecocardiografia, metoda de explorare esențială a afecțiunilor cardiovasculare și în 1981 a ținut primul curs de ecocardiografie din țară. Domnul profesor este moldovean de-al nostru, s-a născut la 11 octombrie 1937 în comuna Blăgești. A urmat cursurile liceului Ferdinand din Bacău, apoi Facultatea de Medicină din Iași, între anii 1954-1960. Din anul 1965 a devenit cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. A fost stagiar la Onești, secundar în cadrul spitalului Ascar și medic primar din 1974 în cadrul aceluiași spital. Din anul 1976 este medic la Spitalul Fundeni. În 1973 a devenit doctor în medicină. Iar în perioada 1992-2003 a fost șeful clinicii de cardiologie a Institutului CC Iliescu din Fundeni. Este autorul a 18 tratate și monografii de cardiologie, primul tratat de mecanofonocardiografie în 1977 și ecocardiografie în 1990 din țară. 39 de capitole în tratate medicale, 288 de lucrări științifice publicate, dintre care 81 cotate ISI. Este visiting profesor în Statele Unite timp de 3 luni în anul 1993. În 1991-2004 este editorul coordonator al Revistei Române de Cardiologie, iar în perioada 2004-2015 este redactorul șef al acesteia. Totodată, domnul profesor este membru în comitetele de redacție a mai multor reviste medicale din țară și străinătate. A fost distins cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de comandor, Premiul Iuliu Hațeganu al Academiei Române, Premiul CC Iliescu al Academiei de Științe Medicale în 2016. Este și cetățean de onoare al orașului Bacău. Domnule profesor, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și vă dau cuvântul să ne țineți în această seară o prelegere foarte interesantă legată de gândirea medicală și inteligența artificială. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc mult, domnule rector. Mă onorează prezența la aceste conferințe, mă onorează și prezentarea dumneavoastră, un pic exagerată, dar mă rog, așa se face în împrejurări de genul ăsta și așa ne lăudăm mai mult uneori decât trebuie. Dar, mă rog, eu vă mulțumesc mult de tot pentru aceste cuvinte care m-au încălzit. Subiectul pe care l-am ales să-l prezint și mulțumesc pentru invitația de a ține această conferință, nu este un subiect pe care eu am să-l epuizez. Chiar mă bazez pe faptul că cei care ne urmăresc sau cei care ne vor pune întrebări vor aduce o contribuție importantă la înțelegerea acestui subiect. Iuliu Hațegan spunea în urmă cu mulți ani că medicina înseamnă știință și conștiință încălzite la iubirea față de oameni. Gândirea medicală este o formă a procesului complex numit gândire, este una dintre cele mai înalte etape a cunoașterii umane. Sediul și locul de naștere a ideii este creierul. Creierul procesează în general gândirea, iar supraveghetorul procesului este conștiința noastră. Gândirea clinică este fascinantă prin faptul că gândirea clinică ne deschide spre nou. Are un rol important în procesul de cunoaștere. În elaborarea diagnosticului, un doctor face apel la aceste etape.
la anamneză, la examenul fizic, la diagnosticul de etapă, pune un diagnostic de etapă și imaginează explorările. Uneori le exagerează, alteori le diminuează în funcție de foarte multe date și în funcție și de cunoștințele lui și de felul cum gândește. Face un diagnostic definitiv și ulterior un plan de tratament. În toate aceste etape, gândirea medicală are un rol important. Noi formulăm diagnosticul în mai multe momente. Un diagnostic anatomoclinic, un diagnostic etiologic, un diagnostic de evolutivitate, dacă bolnavul are complicații, ce clasă funcțională are și dacă are afecțiune asociată. În mod tradițional, medicina s-a bazat pe simptome. Simptome după care, culegând aceste simptome de la bolnav, un examen fizic, testele de rutină, așa cum am mai spus, imaginile respective, uneori imagini moleculare prin biopsii și formulam un diagnostic. Gândirea medicală logică înseamnă analiza acestor date, de aceea medicul trebuie să fie un fin observator al bolnavului și nu numai al bolnavului și a mediului în care trăiește acest bolnav, să fie cunoscător al eventualilor agresori ai ființei umane. Și aici un rol important îl are inspirația, ideația și modul de aplicare a datelor la care va ajunge. După ce analizează aceste date, urmează o sinteză a lor și sigur intervine o parte subiectivă pe care nu putem neglija, cel puțin până în acest moment, intuiția, cum numim noi, flerul medical. Cum se formează gândirea medicală? Prima etapă către formarea unei gândiri medicale importante este să fii interesat, să-ți placă ceea ce faci. De fapt, acest lucru este valabil în orice meserie. Dacă nu-ți place ceea ce faci, rezultatul este dezastros. Să înveți să vezi, să înveți să asculți, să înveți să miroși, să simți și să reții că practica te face un foarte bun expert, așa cum spunea Sir William Osler în urmă cu peste un secol. De fapt, dorința de a ști și de a învăța date noi vine în paralel cu incertitudinea noastră, cu dorința de a ne verifica anumite idei, cu dorința de a ne pune întrebări și de a nu fi sigur la ceea ce am ajuns la ce concluzie am ajuns. Deci gândirea clinică nu se formează printr-o apăsare a unui singur buton, ci se formează treptat. Factorii sunt calitățile studentului sau a rezidentului. De fapt, să fim sinceri, gândirea se formează în studenție, dar se cizelează și se organizează bine pe timpul rezidențiatului. Gândirea clinică se formează prin cunoștințele de laborator și de investigații, prin relațiile cu alte științe, cu matematica, cu fizica și cu altele, cum ar fi chimia. Gândirea se formează prin experiența clinică, prin culegerea de informații și un rol important în formarea gândirii medicale o acord școlii medicale. Școala medicală care te-a format se vede de-a lungul anilor. Și sigur, intuiția clinică este importantă. Apropo de școala medicală, trebuie să vă spun că mă bucur și acum că am făcut facultatea la Iași, mă bucur și acum că am cunoscut și am avut ocazia să asist la lecțiile ținute de oameni precum Buțureanu, Oblu, Chipail, aș putea numi foarte mulți, Franche, pentru că am realizat după câțiva ani, că de fapt am fost beneficiarul, sau câteva serii am fost beneficiarul unor mari maestri, mă refer la seria mea, maestri formați în perioada anterioară celei în care noi învățam. Vă reamintesc că eu eram student în anii 55-56 la Iași, în secolul trecut, vă dați seama, într-o perioadă extrem de dificilă. Și am avut norocul să cunoaștem
această categorie sau aceste oameni deosebiți pe care i-am citat ori de câte ori am avut ocazia la cursurile pe care le-am ținut la facultate. În formarea în gândiri medicale, educația medicală este foarte importantă și abilitățile de gândire sunt importante pentru că o gândire bine formată înseamnă acordarea asistenței medicale de calitate. Educația medicală înseamnă dezvoltarea continuă a curriculei de pregătire a rezidenților și a studenților, formarea unei culturi medicale solide și am și subliniat aici buna pregătire a celor care fac educația. Cercetarea, s-o cotesc în educația medicală și formarea gândirii medicale, cercetarea și bursele bazate pe dezvoltarea gândirii medicale sunt foarte importante, nu mai vorbesc de practica medicală. Antrenarea în cercetare s-o cotesc importantă pentru că cercetarea este un factor de cunoaștere, de performanță și de progres. Mi-amintesc că în urmă cu mulți ani, când am făcut un stagiu în America, în 1994, universitățile pe care le-am vizitat, am avut șansa să fiu visiting professor pentru 3 luni în America, am văzut în programul lor, în curricula lor, era intrat în mod obligatoriu un program, o perioadă de pregătire în laboratoare, în cercetare. Toți erau incluși în cercetare. Așa cum spune William Osler, medicul are nevoie de o minte clară și de o inimă caldă. Care sunt calitățile studentului la care făceam apel anterior? În primul rând, interesul, am mai spus-o, este prima treaptă a reușitei. În al doilea rând, răbdarea, perseverența, bunul simț, dorința de perfecționare, dorința de cunoaștere și altor domenii, cum ar fi alta, literatura. Sunt multe exemple pe care le pot da în acest domeniu. Pasteur spunea că șansa favorizează numai spiritele care sunt bine pregătite pentru a primi această șansă. Un rol important și este de așteptat este a profesorilor și a mentorilor. Reamintesc că noi ca prefera noțiunea de antrenor. El nu folosea noțiunea de profesor, ci de antrenor. Chiar făcuse și un demers să-i se oferă posibilitatea să antreneze 20-30 de studenți pe care să-i aleagă el din cei care vor dori să devină filozof. De fapt, cuvântul doctor are originea în verbul latin docere, care înseamnă a preda. Rolul profesorilor înseamnă educarea medicilor actuali și viitori în gândirea medicală, nu numai pentru gândirea actuală. De aceea, curricula este foarte importantă și este o problemă complexă. Educatorii medicali, profesorii, antrenorii să-i numesc, toate că nu ne place această denumire, dar e foarte, foarte bună și mie îmi place. Ei vor trebui să-și îmbunătățească propriile abilități de gândire pentru a forma viitorii medici. Grupul medical și școala medicală are un rol foarte important în crearea gândirii medicale. Iar profesorul trebuie să aibă o cultură vastă și să fie în admirația celor pe care îi formează. Despre rolul mentorilor sunt foarte multe lucruri de spus și o parte le-am și menționat. Acum, în tot acest proces, nu totdeauna reușim. Și mă întreb, de ce nu reușim totdeauna? Nu reușim pentru că nu acordăm timp suficient examenul bolnavului și studentul și rezidentul vede. Nu toți cei care se ocupă de studenți și rezidenți sunt foarte bine antrenați. Aici mă refeream în special, să dau un exemplu, la ascultația inimii, care a trecut într-un cont de umbră, să spun, nefiresc din punctul meu de vedere. Dar, mă rog, cei care știu să asculte bine inima nu mai au timp suficient să acorde rezidenților sau studenților pentru acest moment. Pentru că acei care știu bine, li se cer să facă foarte multe lucruri.
să fie și în cutare lucru, să organizeze și cutare, să facă repede și bine. De fapt, este tendința actuală. Iar aici mai intervine și un lucru, nu știm încă ce rol are educația sau cursurile ținute online, vom vedea poate peste câțiva ani ce se va întâmpla. În legătură cu tehnologia, un profesor de cardiologie din Franța spunea că fără tehnică medicina nu ar fi meserie, iar fără umanism nu ar fi decât o simplă meserie. Dacă m-aș referi la cardiologie, cuceririle mari, câteva am să le numesc, în cardiologie în secolul trecut au fost electrocardiografia, cateterismul cardiac, care a luat amploare după 45-41, când Cournand a introdus această metodă, dar Forstmann a fost cel care și-a făcut prima dată cateterism cardiac pe propria piele. Sigur, nu vreau să intru în istoria acestor, că sunt foarte interesante aceste istorii, chiar foarte interesante, cum Elder și Hertz s-au unit în a dezvolta ecocardiografia, folosind sonarul pentru depistarea bancurilor de pești. A apărut în geografia coronariană, în 1978, cardiologia invazivă a lui Krunzig, dar aici mă opresc să spun o mică. El a avut ideea să spună, lucra în Germania, șefului lui, că ar vrea să bage un cateter în arterele coronare și să desfunde artera când bolnavul are un infarct. Și profesorul șefului a spus, ești nebun, nu ai ce căuta în clinica mea, și el a plecat. Și a traversat granița, s-a dus în Elveția la Basel, unde a dezvoltat această tehnică fantastică. În 61 apar secțiile de terapie coronariană și sigur aici sunt foarte multe lucruri de spus. Eu nu vreau să fac o istorie a descoperirilor. Tomografia computerizată, imagine prin rezonanță magnetică, coerența optică, tomografia prin emisie de pozitron. De fapt, beneficiem de aceste metode. În secolul 21, în primele două decade, sunt două tehnici, să le spun așa, care au luat amploare. Genetica și inteligența artificială. Despre tehnologie putem spune că în trecut mașinile au câștigat avantaj față de oameni în munca fizică și i-au depășit pe oameni în munca fizică. Iar automatizarea a contribuit mult la dezvoltarea, să spun, a industria agriculturii. Am revenit și îmi cer scuze. Dar tehnologia și medicina urmează o cale paralelă în ultimele decade. În prezent, asistăm la următorul fenomen. Mașinile câștigă un avantaj față de oameni în abilitatea de a acumula cunoștințe care erau tipice omului, cum ar fi analiza și învățarea. Creierul nu poate procesa bilioane de terabiți generați anual, pe când mașinile pot să proceseze. Trebuie să realizăm că în viitor tehnologia promite să schimbe medicina practică și o va schimba în mod clar. Dar Braunwald, într-un articol recent din Euroheart Journal, spunea că relația tradițională medic-pacient este modificată. Observăm și noi acest lucru în activitatea zilnică. Pentru că medicii și pacienții și familiile pacienților au acces la informații și te trezești că pacienții încep să-ți dea lecții privind anumite aspecte din procedurile pe care dorești să le aplici sau diagnosticul pe care îl pui. Din tehnologie, așa cum am spus, inteligența artificială este în plin avânt. Ea s-a născut oficial, vedeți, în urmă cu jumătate de secol. La un congres, acest domn McCarthy a lansat această denumire, inspirându-se, sigur, de lucrările și de comunicările lui Turing, care este un fel de părinte al computerelor și al inteligenței artificiale. În medicină, inteligența artificială are două ramuri. O ramură virtuală și o ramură fizică. Ramura virtuală cuprinde informații. Ramura fizică include roboții și nanoroboții.
Notez încă o dată că inteligența artificială va schimba practica medicală în moduri pe care nu le cunoaștem încă, nici nu le putem intui. Una din cele mai importante ramuri ale inteligenței artificiale, de fapt, să și confundă inteligența artificială cu învățarea automată, machine learning, înseamnă înțelegerea și prelucrarea informațiilor dintr-un anumit set de date cu ajutorul unui algoritm și aceste date sunt prelucrate de o mașină, de un computer. Cuvântul învățare reprezintă capacitatea mașinii de a acumula aceste date și acumulându-le rapid, trage foarte rapid concluzii care pentru om vin mai târziu și uneori anumite detalii sunt omise de oameni. Iar mașinile au un potențial foarte rapid de dezvoltare. Noi sperăm că interferența umană va fi în continuare necesară și că medicul va avea încă un cuvânt în luarea unor decizii, mai ales în deciziile importante. În această curbă în care o inovație este dezvoltată în acest moment, trece un timp, mai mult, mai mic, sau un timp mai lung sau mai scurt, dar important, până tehnica este dezvoltată și apar trialurile clinice, se adoptă metoda respectivă mai devreme și mai târziu, apoi tehnica poate fi abandonată dacă nu își dovedește utilă sau tehnica este depășită de alte metode sau alte tehnici. Pe această curbă, locul inteligenței artificiale, cred eu, că se află undeva în acest moment. Deci inteligența artificială și-a făcut dovada unor date importante. Acum, educația medicală în această eră a inteligenței artificiale ar trebui și ea adaptată. Și adaptarea începe de la faptul că inteligența artificială nu trebuie privită ca un concept futurist și îndepărtat. Este o tehnologie deja utilizată în multe domenii și inclusiv în medicină. Iar din punctul meu de vedere, educația medicală în acest moment nu este de neglijat, este foarte importantă pentru că presupune și schimbarea opticii noastre. Educarea medicilor actuali și viitori în gândirea medicală este o provocare curriculară, cum am mai spus, în creștere și o problemă complexă pentru educația medicilor. Iar antrenorii, profesorii, educatorii medicali, cum vreți să-i numiți, vor trebui să-și îmbunătățească propriile abilități de gândire pentru a face față acestor provocări. În această etapă, în afară de educația medicală de bază, este necesară aplicarea unor programe educaționale privind medicina digitală. Mai multe universități din străinătate și-au schimbat curricula și au creat, să zicem, un fel de hibrid doctor-inginer pentru a răspunde acestor provocări. Mă bucur să menționez aici un lucru foarte important și spre mândria Facultății Universității de Medicină din Iași. În 1994 este creată Facultatea de Bioinginerie Medicală din Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, ceea ce merită să fie subliniat. Nici o altă universitate nu are această facultate. Acești doctori îmbunătățiți, cum să-i numim, sau medici specializați în noua tehnologie, trebuie să se bazeze atât pe experiența medicală clinică, cât și pe gândirea medicală obișnuită, să aibă expertiză digitală pentru a putea face față la problemele ce vor apare în viitor, pentru a putea educa atât pacienții cât și colegii. Viitorul apropiat sau viitorul prezent, dacă pot să spun așa în ghilimele, viitorul prezent este în cercetare. Mașinile, computerele au prioritate, sunt consultantul științific cel mai important pentru că vine cu date imbatabile. Trialurile clinice, studiile acestea controlate,
sunt organizate și conduse de marile companii digitale. Și iată, Google deja a lansat un program, insuficiența cardiacă, un trial virtual pentru testarea unor noi droguri în insuficiența cardiacă. Facebook a lansat un amplu program privind medicina preventivă, iar Apple finanțează 3 trialuri medicale implicând și alte companii, deci nu numai compania respectivă, iPhone și Watches, cum e cazul aici. Care ar fi rolul medicilor în acest proces, în folosirea inteligenței artificiale? Din punctul meu de vedere și nu numai al meu, medicii trebuie să rămână cei care au decizia finală. Am pus un semn de mirare, așa ar trebui să fie. Medicii pot oferi explicații și mod de aplicare, pot oferi umanitate, pot convinge bolnavii că tehnica, metoda, tratamentul care se aplică să fie acceptat și ne punem întrebarea dacă va fi mai bine în viitor ca astăzi. Răspunsul l-am dat citând o lucrare pe care am și notat-o aici. Posibil că va fi mai bine pentru că în lucrarea respectivă se notează că eroarea medicală este a treia cauză de deces după bolile cardiovasculare și cancer. Mi se pare exagerat, dar ceva adevăr există aici. Dacă acești oameni au avut curajul să publice așa ceva pe date concrete, studiate, înseamnă că ar trebui să-i luăm în seamă. Inteligența artificială astăzi are 4 aplicații în medicină. Diagnosticul bolilor, diagnostic și tratament, monitorizare, imagini, biomarker, telemedicina, medicina preventivă. A doua aplicație este dezvoltarea mai rapidă de medicamente, de vaccinuri. Vezi vaccinul COVID, a apărut într-un timp neașteptat de rapid. Tratamentul personalizat este o aplicație importantă în inteligența artificială și editarea de gene. Pentru diagnosticul bolilor, pentru a face un diagnostic bun, doctorii, medicii au nevoie de ani buni de pregătire. Și au nevoie de mult timp pentru elaborarea diagnosticului. Inteligența artificială are nevoie de secunde. Cum învață mașinile să pună diagnosticul? Prin algoritm. Din 10.000 de cazuri similare, se trag anumite concluzii și concluzia pe care o trage mașina vine foarte rapid, în câteva secunde. Dar deocamdată, inteligența artificială este utilă acolo în informațiile medicale sunt digitale. Unde nu sunt digitale, încă mai avem de așteptat, dar se lucrează în acest domeniu. Detectarea, de exemplu, detectarea cancerului de plămâni sau accidentului vascular cerebral cu ajutorul CT scan-ului este în practică astăzi. Evaluarea riscului de moarte subită sau alte afecțiuni cardiovasculare, cum ar fi electrocardiograma sau rezonanța magnetică la bolnavi cardiaci, este în lucru și se practică. Iar în viitor, combinarea mai multor metode ne va da rezultate mai bune. Telemedicina va beneficia și beneficiază de ajutorul inteligenței artificiale și aici apare întrebarea, la care o să mai revenim. Dacă inteligența artificială va înlocui medicii, vom mai reveni. În această piramidă a cunoștințelor, date inițiale, diagnosticul, metode de diagnostic și formularea finală, să spun, abordarea finală, pentru medici este nevoie de ani, pentru inteligența artificială este nevoie de secunde. Cum funcționează inteligența artificială? Deci, să adună aceste date, să pun pe o platformă, datele izvorăsc din anamneză, din examenul fizic, din investigații, inteligența artificială analizează rapid toate aceste date și ne oferă un diagnostic. Iată câteva exemple. Identificarea fenotipului facial și modificările genetice. Nu ne așteptam când dintr-o imagine a feței poți afla care sunt modificările genetice ale acestui subiect. Modificări genetice care îți spun
este predispus pentru cutare boală, este predispus să suporte medicamentul cutare, nu este predispus să suporte medicamentul cutare, pentru că are analiza tuturor proteinilor prin fenotipul genetic. Riscul global se poate stabili de inteligența artificială foarte bine prin analiza facială, prin imaginile retinei, prin anumiți senzori de sănătate și aceștia sunt culeși prin multe mijloace, tensiune, puls și astăzi asistăm la acest lucru, prin ecocardiografie, prin electrocardiografie sau prin alte investigații și se spune riscul global acestui subiect este următorul. În cardiologie am pus această imagine pentru că e frumoasă. Insuficiența cardiacă la om vârstnic este foarte ușor de și lucrăm cu această imagine. Deja operăm cu ea, să spun. Nu mai este un secret. În cardiologie, inteligența artificială are rol în toate aceste domenii. În cardiologia nucleară, în ecocardiografie, în rezonanță și așa mai departe. Nu vreau să... Dar iată ce s-a comunicat anul trecut la Congresul Societății Europene de Cardiologie. Un lucru care m-a intrigat inițial, însă văzând seriozitatea celor care o prezintă și lucrează, sunt lucrări publicate. Doctorul Friedman de la Mayo Clinic prezintă într-o conferință cu numele Paul Hugenholz. El a fost președintele Societății Europene de Cardiologie, eu l-am cunoscut. Ideea este următoare. Se analizează electrocardiograma unui bolnav și se spune acest bolnav are fracția de ejecție scăzută. Pentru mine a fost fantastic această idee. Și totuși se demonstrează că dacă introduci foarte multe electrocardiograme, cum a fost în această lucrare, 100.000 de electrocardiograme și alte date ale bolnavilor și programezi bolnavul pe baza modificărilor electrocardiografice și să-ți spună, uite care va fi fracția de ejecții. Rezultatul este a tuturor electrocardiogramelor interpretate de 0,93. Deci este fantastic acest rezultat. În cardiologie, rezonanța magnetică are rol în cercetare, în activitatea practică și în studiile populaționale. A doua utilitate astăzi este dezvoltarea rapidă de medicamente. În dezvoltarea unui medicament sunt 4 etape principale. În etapa 1, identificarea moleculei. În etapa 2, descoperirea de medicament ce se potrivește cu aceste molecule. În etapa 3 se fac studiile clinice și știți foarte bine că majoritatea ați participat la aceste trialuri și sigur, etapa 4 se evidențiază biomarcării potriviți pentru diagnostic și urmărire. Etapa 1, 2 și 3 durează între 5 și 10 ani, poate mai mult chiar de 10 ani. Cu ajutorul inteligenței artificiale, aproape un an. Iată cum s-a făcut și vaccinul anti-COVID. Am beneficiat de acest ajutor. Despre tratamentul personalizat, lucrurile sunt deja în lucru și se beneficiază, așa cum am spus, în domenii cum ar fi oncologia, pneumologia și alte domenii. Cum operează tratamentul personalizat? Bolnavul vine la doctor, doctorul culege datele, doctorul le trece pe o platformă, inteligența artificială analizează aceste date și spune acest bolnav trebuie investigat mai departe cu următoarele mijloace. El ne spune ce mijloace să folosim și ne și oferă un plan de tratament. Mai uitați puțin. Ne oferă un diagnostic rapid și sugestii. Dar ar trebui să le ofere doctorului și așa se întâmplă. Dar ce se întâmplă dacă pacientul va avea acces la toate aceste etape? Vă las să răspundeți dumneavoastră, pentru că răspunsul e foarte greu. A patra utilitate actuală este editarea genetică. Identifică un loc specific din ADN care este util pentru dorința
programul meu de cercetare. Fac apel din nou la, la vaccinul anticovid. Iată care sunt, publicațiile oferite de PubMed. În cardiologie, dacă ne referim aici la tulburări de ritm, cardiopatie ischemică și știința cardiacă, iată în ultimii ani cum s-au dezvoltat aceste publicații. Și aici, în partea dreaptă a diapozitivului, nu știu dacă la dumneavoastră se vede, la mine nu prea, dar îl știu pentru că sunt și date din 2021 în care se arată o creștere fantastică a publicațiilor. Este un articol care a apărut recent, care scrie că aplicațiile inteligenței artificiale în cardiologie, viitorul este deja aici, ceea ce am mai subliniat și eu pe parcurs. Dacă noi vom folosi inteligența artificială, voiajul pe care îl face un doctor plecând de la medicul de familie, se duce la, îi se recomandă electrocardiograma, apoi se duce la cardiolog, cardiologul îi recomandă să mai faci un holter, să-ți faci o probă de efort, să faci o ecografie și să faci o coronarografie. Voiajul Ulisei cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea fi scurtat foarte mult și este scurtat foarte mult. Care sunt avantajele inteligenței artificiale pentru a transforma medicina? În primul rând, reduce erorile medicale. În al doilea rând, selfie-ul medical este deja pornit și există un număr mare de aplicații care îl ajută pe pacient să-și gestioneze sănătatea pe tot parcursul vieții. Vezi hipertensiunea arterială, unde nu ai nevoie neapărat de un mare specialist în știința cardiacă și așa mai departe. Reduce costurile. Crește timpul acordat cazurilor grave. Inteligența artificială reduce umanitatea în profesie. Este un semn de întrebare, pentru că apare o prezentare a unui mare cardiolog, și acesta are o istorie specială, Eric Topol. Pentru cardiologi, Eric Topol este un nume teribil, care spune că umanitatea va crește, că va fi o contribuție importantă a inteligenței artificiale în medicină. Umanitatea va crește pentru că doctorul va avea mai mult timp să se ocupe de bolnav decât de investigații, de interpretarea lor și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, umanitatea la distanță nu este aceeași cu umanitatea contactului direct. Care sunt limitele? Limitele inteligenței artificiale, modelele pe care s-a dezvoltat până în prezent, nu sunt chiar optime. Este un fenomen, ea a fost aprovizionată cu informații și fenomenul este cunoscut cu numele de overfitting, deci suprapotrivire, să spun așa. Dar acest lucru poate fi depășit. Nu sunt multe studii care compară rezultatul inteligenței artificiale și rezultatele unor doctori, să spun doctor bun, doctor așa, cunoscător al domeniului, iar inteligența artificială nu oferă un răspuns sub forma unor predicții, dar nici nu ne oferă, ne oferă un răspuns sub forma unor predicții, dar nu ne oferă o explicație biologică a fenomenului. Limita ar fi că va reduce locurile de muncă și am menționat totuși, cu toate am spus ce zicea Topol, că în faza actuală dezumanizarea medicinii este de așteptat. Inteligența artificială este o chestie de bucurie sau de îngrijorare? Medicina s-a dezvoltat deocamdată în specialitățile care se bazează pe imagine și pe chirurgie. Dar imagistica medicală se va modifica profund. Componentele cognitive ale inteligenței artificiale sunt superioare inteligenței umane, dar inteligența artificială nu are conștiință, sentimente și nici intuiție. Apar întrebări fundamentale privind securitatea datelor și distribuția rolului între medici și inteligența artificială
în special în ce privește consimțământul pentru îngrijirea medicală, responsabilitatea medicului sau mașinii. A mașinii cum? Cum evaluăm? Cum evoluăm în perspectivă? În urmă cu câteva secole, doar scribii și un număr foarte mic de oameni puteau să scrie și să citească. Astăzi, toată lumea știe să scrie, să citească, mă rog, așa ar fi bine. O parte din oameni, puțin, la număr, ca și în trecut, știu să scrie coduri pentru computer, ca o formă de exprimare. Sunt foarte rari. Clever boy îi numim noi. Ce se va întâmpla însă în viitor când toți vom ști să scriem coduri? Până acum lumea a evoluat în regimul creierului omenesc. Inițial, creierul ființelor Homo sapiens a fost folosit pentru supraviețuire. Efectul noilor tehnologii depășește nevoia unei evoluții naturale. Viitorul nostru nu va depinde de evoluția noastră biologică, ci va fi determinată de propriile noastre realizări. Observăm astfel că puterea tehnologiei crește mai repede decât înțelepciunea cu care o putem administra. Și ăsta este un mare pericol. Ce va fi? Ne mândream cu ideea că medicina este o artă. Tehnologizarea medicinei și mai ales înserarea inteligenței artificiale ne scoate ușor din acest domeniu și putem spune în curând, dacă nu cumva s-a și spus, medicina este o fostă artă. Medicina computerizată va avansa, va dispare ideea de doctor celebri, doctor faimoși, va fi luat de locul inteligenței artificiale, iar este de dorit că în activitatea zilnică medicii și mașinile sau computerul să colaboreze. Deci, educația medicală trebuie să aibă o altă viziune în viitor. Iată, în Circulation, foarte recent, în 2020, se publică un articol dacă inteligența artificială va înlocui ecocardiografiștii sau doctori în general, dacă ne referim. Răspunsul ar fi următorul. Noile tehnologii plus inteligența artificială nu vor înlocui doctorii, dar medicii care vor folosi aceste tehnologii, care vor ști să le aplice, vor înlocui medicii care nu vor ști să le aplice. Ce ne mai așteaptă în viitor? Din 2030, nanotehnologia va înflori. În 2023, sunt cifre aproximative, date, nanoroboții vor fi folosiți în scopuri medicale. În 2036, programarea de celule și imprimantele 3D vor dezvolta țesuturi și organe umane, iar se presupune că în jur de 2044, inteligența non-biologică va deveni de miliarde de ori mai puternică decât cea biologică. Vă reamintesc că în filmul Star Trek, prin anii 1986, era un doctor a navei care folosea mâinile drept un scanner și spunea imediat, are boala cu tare, trebuie să-i dăm medicamentul cu tare. El folosea un scanner, sigur, cu ajutorul inteligenței artificiale, și aș putea spune că inteligența artificială ar putea fi un sprijin pentru doctor dacă ar face un stagiu eficient pe nava noilor tehnologii. Nava noilor tehnologii trebuie folosite. Și aș încheia cu penultimul diapozitiv că Noica spunea că e mai greu să știm un lucru bine decât tot restul. Deci trebuie să ne așteptăm că ne așteaptă o sarcină grea. În concluzie, aș putea spune că gândirea medicală încă își dovedește valoarea și avem obligația să o dezvoltăm și să o inducem generațiilor tinere. Gândirea medicală ne ajută să oferim bolnavilor explicații, instrucțiuni, umanitate, empatie. Inteligența artificială în viitor va fi parte integrantă a medicinii și este important să pregătim noua generație de medici, noua generație de cadre didactice, privind conceptul de utilitate acestei inteligențe artificiale. Inteligența artificială și aplicațiile sale în medicină va avea un rol esențial în dezvoltarea prezentă și în viitor a medicinii.
Medicul ar trebui să rămână ultima verigă în luarea deciziilor. Este marea noastră speranță. Vă mulțumesc mult de tot că m-ați urmărit și ați avut răbdare să o faceți. Cer scuze. Am terminat. Domnul Richard sau domnul profesor Scricoare, eu am terminat prezentarea. Mă auziți? Da, eu vă aud foarte bine. Așteptam ca Richard să intervină cu întrebările care vă sunt adresate, dacă sunt întrebări. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Și dacă ați amintit de Eric Topol, văd că sunt și comentarii legate de acest cardiolog care într-o carte, cred că de acum 2 ani, spunea că inteligența artificială tocmai va reumaniza sistemul medical, dar cred că așa cum a spus legat de gândirea medicală, cred că echipele care vor manevra această inteligență artificială trebuie la rândul lor ele să fie inteligente pentru a le gestiona. Și spune domnul profesor Traian Mihăiescu, e o întrebare, în sensul că va reduce erorile medicale, erorile de diagnostic, introducerea tehnologiei și a inteligenței artificiale în actul medical? Dacă ar fi să răspund cu datele care le știu eu la ora actuală, răspunsul este afirmativ. Da, va reduce mult erorile medicale. Dacă acest lucru e suficient, rămâne să vedem. Sigur va reduce erorile medicale. Iată întrebare și venită din partea unui student care vă mulțumește foarte mult pentru interesanta conferință și vă întreabă ce părere aveți despre modul în care prefera Constantin Noica să se refere la profesor ca antrenor și care credeți că sunt atributele unui antrenor de succes? Cum ar fi indicat să se formeze cineva care dorește să fie la un moment dat antrenor? Profesorul Chipail scria într-o carte publicată în 90, că pentru definirea și selectarea cadrelor didactice se pune prea mult accentul pe activitatea științifică și că poate ar fi indicat să fie luați în considerare și alți factori în alte proporții după reglementările legislative în vigoare, o idee care este în continuare destul de actuală. Foarte bună întrebare, foarte bun comentariu și îi mulțumesc foarte mult. Sigur, e foarte reală și foarte bună punerea în discuție. Dacă punctajul pe care noi trebuie să-l facem sau medicii trebuie să-l facă la ora actuală ca să acceseze pe un anumit post este suficient. Din punctul meu de vedere, nu este suficient. Dar nu avem alte măsurători. Cum să măsor eu? Nu avem alte măsurători. Cred că aici este problema. Nu știm să măsurăm faptul că doctorul respectiv sau profesor sau viitorul profesor, viitorul conferințiar este un bun antrenor, ca să mă refer la noțiunea lui Noica. Nu știm că este un bun profesor, nu știm că va ține cursuri bune. Eu mi-amintesc și la Iași, să dau exemplu că tot am în minte. Era un doctor foarte bun, nu-i dau numele, la chirurgie, care când a dat un concurs la București pentru post de primar, a pus un diagnostic, ei l-au picat și după ce diagnosticul s-a verificat, l-au chemat înapoi și l-a felicitat și i-au dat și o diplomă. Dar ținea niște cursuri execrabile. E, cum facem această... Nu știu să răspund bine la această întrebare, dacă ar trebui făcut un alt barem, să spun, de a prezenta. De fapt, astăzi am văzut și am asistat și eu la câteva prezentări, candidatul își prezintă, de fapt, ține un fel de curs și este de obicei, ca, cum se întâmplă, cam pe tot aplaudat, vai ce curs grozav, vai ținut, ce clarificări s-a adus. Dacă e suficient, cred că nu e suficient dacă lumea își pune această întrebare. Și sunt de acord cu răspunsul acesta, că nu e suficient. Un comentariu soțit de mulțumiri și o întrebare. Dacă am
compara introducerea ecocardiografiei și a inteligenței artificiale, care ar fi asemănările și diferențele estimate de dumneavoastră? Asemănările între cine și cine? Introducerea ecocardiografiei versus inteligența artificială. Păi, ecocardiografia se bucură de inteligența artificială, în sensul că măsurătorile, să spun, în anumite examinări, nu se mai fac, se fac automat. Nu se mai fac de către doctor să-și pună punctul în cutare loc și să măsoare, să spun, diametru, dimensiunea, fracția de ejecție. Fracția de ejecție se determină automat. Beneficiem mult de computere în ecocardiografie dacă interpretarea finală, să spun, este cea mai bună. Asta rămâne să mai așteptăm și alte date. Încă o dată, excepțională conferință, mulțumim. Și o întrebare din partea Claudiu Nanu. Concluzia domnului profesor, când vom fi înlocuiți de inteligența artificială? Viitorul nu știe nimeni. Dacă noi, dacă vom avea parte de liniște, dacă nu vor fi războaie, dacă nu vor fi pandemii mai severe decât aceasta în care trăim, dacă marele finanțe se vor înțelege, dacă marele puteri se vor înțelege, previziunile vor fi aproximativ cele de care am menționat. Dar nu putem să spunem când se va întâmpla acest lucru. Oricum, eu vreau să spun că pentru generația celor care au în jur de 50 de ani, nu e niciun pericol. Este pericol pentru generația celor care au 25-30 de ani. Așa văd eu lucrurile astăzi. Felicitări de la profesorul Rezuș, profesorul Petriș, profesorul Florin Mitu, și care vă și mulțumesc pentru formare și pentru revenirea dumneavoastră online. Un tânăr vă întreabă cât de necesar este un cadru legislativ organizat privind evoluția inteligenței artificiale în sectorul medical. În primul rând, le mulțumesc colegilor care mi-au trimis aceste gânduri bune. Revenirea online nu o văd, pentru că eu am mai ținut conferințe, am participat. La Iași se referă. Da, să zicem, la Iași, da, e adevărat, sigur. Le mulțumesc foarte mult și îmi face plăcere să îi urmăresc când țin conferințe, să îi aud, sunt prieten bun, îi apreciez în tot ce fac. În legătură cu întrebarea, n-am înțeles exact nuanța, mai vreți să o repeți o dată? Deci Rareș Voroneanu, asistent universitar la noi, întreabă cât de necesar este un cadru legislativ organizat privind evoluția inteligenței artificiale în sectorul medical. Nu există încă un cadru, dar sigur va apare. De exemplu, responsabilitatea. Să dau un exemplu la responsabilitate. Cred că am și sărit un diapozitiv. Responsabilitatea trebuie discutată. Cine, dacă se întâmplă ceva cu un bolnav, cine are responsabilitatea? Mașina sau doctorul? La ora actuală, responsabilitatea este încă a medicului care a acceptat să folosească inteligența artificială, este a medicului care folosește datele inteligenței artificiale, dar în viitor cred că legislația se va schimba. Legislația se va schimba și în funcție de cum va evolua, să spun, cum vor evolua aceste cunoștințe. Nu suntem în faza de învățare, toți învățăm la ora actuală, dar ce vreau să spun eu este că învețe mult mai mult decât noi, pentru că ei vor fi puși în situația de a aplica aceste noțiuni. Ei le vor aplica, ei se vor confrunta cu ele. Legislația se va adapta, cred, la utilitatea ce va fi dovedită în anii următori. Altă întrebare, stetoscopul ar putea fi conectat la inteligența artificială? Da, e o întrebare foarte bună. Ca toate întrebările, de fapt, sunt foarte bune și mulțumesc foarte mult. Îmi plac foarte mult întrebările și fac o mărturisire, a făcut-o mereu. Îmi plac întrebările care mă pun în dificultate. Pentru că nu trebuie să știi tot. Poți să înveți foarte mult de la cei care te ascultă. Și am făcut toată viața mea acest lucru. Am învățat de la cei care m-au ascultat. Și această întrebare, da,
Eu îmi place acest domeniu a ascultării inimii și observ în ultimul timp o competiție între ecocardiografie și ascultație. Ecocardiografia, mai ales mașinile acestea care le poți lua în buzunar, să zic așa, ca un telefon și te duci și faci o ecocardiografie unui bolnav sau pe stradă. În condițiile date, ascultația, așa, și în această competiție, tehnica nu s-a lăsat și au apărut metode de a înregistra datele ascultației și a le oferi pentru a fi judecate și de alții. Pentru că până acum, cel care asculta inima bolnavului, sau mă rog, plămânul, el avea să spun, el spunea, se aude suflul sistolic de gradul 3. Nu mai se putea confrunta cu altcineva decât dacă și acela asculta. Ori la ora actuală să facă înregistrări ale ascultației și inteligența artificială are un rol important în conectarea acestor date. Am spus eu o vorbă la un moment dat, dar sigur o întăresc. Ascultația poate fi conectată la inteligența artificială. În mod cert știu astăzi. Doamna profesor Iuliana Irina Costache vă mulțumește și încă o întrebare. Care credeți că ar fi deschiderea medicilor și a pacienților puși în fața cu soluții tehnice de natură să antreneze inteligența artificială care ar ocupa un punct cheie în interacțiunea medic-pacient? N-am să răspund direct la întrebare, dar am să vă dau un exemplu. Mi s-a întâmplat în urmă cu câteva zile. O cunoștință de-a mea îmi dă un telefon: dragă Edi, uite, soția mea a fost internată cu diagnosticul de infarct la spitalul cutare. Nu pot să mă ajut? Sigur. Am dat un telefon la colegii de acolo, m-am interesat ce are. O bolnavă de 72 de ani, cu diabet, cu fumătoare, obeză, cu hipertensiune, foarte dificilă ca bolnavă de tratat, am văzut-o și eu de câteva ori în urmă cu 5-6 ani, și îi spun, uite, are cutare și are o creatinină de 5,6, la care el îmi spune, da, știu că mi-a comunicat soția mea de creatinină și vreau să spun următorul lucru. Și a început să-mi țină o lecție despre importanța creatininii la bolnava respectivă, deci pentru soția lui, în sensul că să nu cumva să se facă vreo greșeală apropo de creatinină. Și eu i-am spus, tu m-ai întrebat să te ajut sau vrei tu să mă ajuți pe mine? Hai, vrei să schimbăm rolurile? E foarte ușor să le schimbăm. Și lasez eu întrebarea, cum procedăm în condițiile astea? Ăsta e răspunsul meu la ce se întâmplă astăzi în această lume. Te trezești foarte des cu bolnavul în cabinet care începe să-ți dea lecții și să-ți spună niște lucruri. Suntem într-o competiție de a ne adapta și de a nu ne nevroza. O altă întrebare venită de la un om de litere, Cătălin Mihai Ștefan de la Muzeul Literaturii, spunând că în Star Trek medicul e o mașină, dar apare ca o hologramă cu chip de om, ca să fie mai familiar. În alt episod, medicul e îmbunătățit genetic. Cât de posibil e un scenariu în realitate în viitorul apropiat? E foarte posibil. Păi sunt foarte multe lucruri de Star Trek, pentru că am citat acest lucru și mulțumesc foarte mult pentru precizarea. Sigur că e o mașină și ăsta este, să spun, riscul. Riscul viitor al inteligenței artificiale este acesta. Dacă nu vom învăța bine să ne adaptăm la această tehnică. Vă mulțumesc și mulțumesc mult pentru precizare și întrebare. Iar foarte multe comentarii și foarte multe felicitări. Domnul profesor Ciprian Rezuș spune așa, la un curs din timpul pregătirii în ecocardiografie, dumneavoastră ați afirmat și citează, medicul care neagă examenul clinic în favoarea explorărilor paraclinice de înaltă tehnicitate, acel medic nu a înțeles nimic nici din examenul clinic, nici din explorările paraclinice. Anul 1990.
94, excepțională viziune. Da, e adevărat. Dacă tu dai importanță mai mare probelor de laborator și neglijezi clinica, sau pui clinica pe locul întâi și neglijezi probele de laborator, răspunsul este cel care l-a spus profesorul Rezuș. Nu ai înțeles nimic nici din laborator, nici din clinică. Deci n-ai o gândire medicală, să spun, adecvată, bună, ca să nu folosesc alt termen. Un comentariu însoțit de o întrebare. Dacă domnului profesor îi plac întrebările dificile, îndrăznesc să-i mai adresez una. Ipotetic vorbind, ar putea exista o culpă comună între medic și dispozitivul dotat cu inteligență artificială în caz de eroare medicală? Și dacă da, dispozitivul va putea fi, în ghilimele, condamnat la interzicerea folosirii lui? Vă mulțumesc! Da, precizare interesantă, așa, hilară, dintr-un punct de vedere. Greu să condamne o mașină, dar i-am dat și un răspuns într-o prezentare sau la o altă întrebare, că responsabilitatea în viitor va rămâne deocamdată tot pentru medici și mai ales pentru medicii care folosesc mult astăzi inteligența artificială. Deocamdată pedepsirea mașinilor nu o văd sau nu îmi dau eu seama cum s-ar putea produce. Dacă poate cineva să ne clarifice acest lucru, l-aș primi cu mare plăcere. Păi înțeleg că până la urmă intrăm în zona transumanismului, chestiuni de genul ăsta care se discută și despre care există temeri mai mult sau mai puțin fundate, nu? Da, sigur, sigur. Așa este. Viitorul nu poate fi știut. Sunt numai niște presupuneri. Noi nu știm ce se va întâmpla, eu știu cum se vor înțelege cele puterile mari de pe acest pământ. Dar dacă spuneați că nu vor mai fi personalități medicale, dacă o privesc din perspectiva asta a istoriei medicinei, cum vor arăta, să spun, manualele digitale, vor prezenta personalii holograme, așa cum spunea Cătălin, vom vorbi de o istorie holografică a medicinei? Nu exclus, pentru că cum s-au creat doctorii, înainte să spunea, te duci la doctorul cutare, domne, e priceput rău de tot, numai te ascultă și gata, ți-a pus diagnosticul. Acești doctori nu vor mai avea, să spun, trecere. De fapt, canoanele actuale ale aplicării medicinei sunt canoane care se bazează pe dovezi. Și la ora actuală aș putea spune, fără să super pe nimeni, că sunt foarte mulți doctori pricepuți care aplică canoanele scrise în aceste recomandări. Sunt recomandări, nu sunt legi, dar recomandările acestea majoritatea le urmează din multe rațiuni, nu intru în detalii. Deci doctor bun, acum sunt mulți pentru că aplică aceste recomandări. În viitor, cred că acești doctori buni toți doctorii vor fi buni, pentru că vor folosi ajutorul inteligenței artificiale. Păi da, să zic, putem da un răspuns, dacă o luăm cu răspunsul pe care l-a dat Adam când l-a întrebat Dumnezeu ce s-a întâmplat cu el, nu e o doamnă, ci femeia, să spună doctorul, nu e o pacientule, ci mașina a greșit? Da, nu e un scenariu pe care unii doctori îl vor spune, dar nu cred că va avea relevanță, nu cred că va folosi cuiva acest răspuns. Bolnavul nu are nevoie să-i spui a greșit mașina, sau poate are nevoie. Nu-mi dau seama. Poate are nevoie chiar să-i spui, stai săracul doctor, el s-a bazat pe mașina cutare și aia l-a dus în eroare. N-ai ce să-i faci sărac. N-ar putea. Și acest scenariu este posibil. Hai să-l iertăm. Am înțeles. Felicitări, gânduri bune și mulțumiri de la doamna profesor Arsenescu. Domnul profesor Florin Mitu spune așa, în Homo Deus, Harari spunea, sunt într-adevăr organismele doar algoritm, iar viața înseamnă cu adevărat doar procesare de date? E probabil și o întrebare către dumneavoastră, această întrebare a lui Harari. Da, sunt de acord cu el. Nu cred că e o întrebare, cred că el afirmă că viața este o procesare de date
Dacă este o întrebare, înseamnă că așteaptă și el niște E o întrebare a lui Harari, dacă viața înseamnă cu adevărat doar procesare de date. Nu, cred că viața înseamnă numai procesare de date. Cred că viața înseamnă mult și altceva decât procesare de date. Înseamnă foarte multe alte coordonate. Spune profesorul Rezuș că generația dumnealui a avut norocul de maieștri de talia dumneavoastră și să înțeleg că generațiile viitoare vor avea parte de maieștri digitali. Dacă e să comentez această afirmație a profesorului Rezuș. Afirmația lui Rezuș e un pic exagerată în ce mă privește. Doi, vreau să spun următorul lucru, că eu am o foarte mare bucurie constatând și văzând oameni în jurul meu, oamenii tineri, care se dezvoltă foarte bine și mă refer la mulți doctori, dar cunosc foarte bine clinica pe care am condus-o, unde sunt oameni de un nivel profesional deosebit. Cei care conduc la ora actuală clinica pot să dau foarte multe nume. Oricând ar putea conduce multe clinici, dacă ar fi cazul. Dar oameni din clinica noastră au condus societățile europene, cum e Societatea Europeană de Ecocardiografie, Bogdan Popescu, Ruxandra Jurcuț, Ovidiu Dioncel, Coman, Ginghină, și să mă opriți, că numele îmi vin și sunt foarte mulți. Deci constat și o fac cu mare plăcere, cu mare bucurie să constat că generațiile care au venit, să spun, după mine, că să mă generațiile care au venit după mine sunt generații de oameni foarte bine dotați și foarte bine preparați. O altă întrebare, în experiența dumneavoastră cu inteligența artificială aplicată în domeniul medicinei, care a fost cea mai mare provocare? Experiența noastră în domeniul medicinii este limitată, dar eu am experiență în ecocardiografie și în ecocardiografie eu m-am bucurat când mașinile au fost dotate cu capacitatea de măsurări automate a anumitor parametri și au dispărut discrepanțele între cei care examinau. Pentru că și ecocardiografia, până la un anumit moment, a fost dependentă de examinator. Eu vedeam bolnavul, spuneam că are insuficiență mitrală, gradul 3, îl vedea altcineva, spunea că are gradul 2. Nu puteam să ne ajungem la un... sau gradul 4, să dau un exemplu, ca să fie mai ușor de înțeles. La ora actuală, aceste măsurători, să spun, dimensiunile în special, sunt date automat. Și este foarte important să spun, să dau un exemplu practic. La o probă de efort, eco. Pun un bolnav și fac o probă de efort, înregistrez ecocardiografia înainte, în timpul și după efort. Ochiul uman vede niște mici modificări, micile mari modificări, nu micile mici modificări, pe când inteligența automată vede toate aceste modificări. Și asta ne ajută foarte mult în practica noastră de zi cu zi. Păi dacă e să... Cum ați mai justifica din perspectiva inteligenței artificiale citatul din Hațeganu cu care ați început conferința? Citatul lui Hațeganu e potrivit pentru vârsta mea. E potrivit pentru profesorii care au o vârstă care depășește 50 de ani. Și citatul lui Hațeganu va fi potrivit și pentru profesorii care vor deveni profesori și care acum au 25-30 de ani sau care sunt încă studenți și vor deveni profesori. Fără acest lucru, fără încălzirea inimii, nu faci față. Pentru că sigur că inteligența artificială va avea un rol, dar nu va înlocui medicii. Sub nicio formă nu va înlocui medicii. Dar medicii vor fi obligați, puneți ghilimele dacă vreți, să-și însușească această tehnică. Fără însușirea acestei tehnici ne așteaptă lucruri greu de rezolvat. Mențin citatul din Hațeganu. Profesorul Mitu vă întreabă care credeți că e mai valoroasă, inteligența sau conștiința? No, întrebare foarte grea. Conștiința are în continuare un rol important pentru deciziile umane. Pentru inteligența artificială nu are niciun Dumnezeu.
chiar se discută dacă inteligența artificială, când mașinile de învățat automat nu vor avea nevoie de programe și nici de algoritmi. El nu mai are nevoie de program. Învață tot ce îi cade la îndemână sau care nu îi cade la îndemână. Și atunci programele nu mai sunt necesare, oamenii nu mai trebuie să facă programe. Deciziile lor, deciziile mașinilor atunci vor fi extrem de dificile, pentru că ei nu vor avea nevoie de oxigen, nu vor avea nevoie de apă, nu vor avea nevoie de mediul înconjurător să trăiască, iar Homo sapiens va fi greu să supraviețuiască. Nu știu dacă vom ajunge acolo. Nu știu dacă vom ajunge acolo. Da, s-a publicat recent la Humanitas, în colecția de știință, o carte, o nouă perspectivă asupra conștiinței a unui profesor Michel Grațiano. Dar revenim acum la întrebarea doamnei profesor Arsenescu. Ce părere credeți că au pacienții despre inteligența artificială? Punctul meu de vedere e că pacienții de bea așteaptă să-și poată dirija singuri tratamentul, diagnosticul și să spună, nu mai am nevoie de doctor, nu mai trebuie să plătesc asigurări medicale. Pacienții se vor bucura mai mult decât medicii legătură cu inteligența artificială. Așa cred. Am înțeles. Putem spune că această inteligență artificială nu ar avea șanse să producă erori privind diagnosticile pacienților? Pun această întrebare deoarece tehnologia mai dă greș uneori. Sigur că erorile pot apare și sigur se vor produce. Numai că trebuie să ne așteptăm ca erorile când se produc să fie dezastroase. În comentariu, această conferință ar trebui să devină un curs opțional pentru medicii de orice generație. Ion Gheorghe Petruvai. Cred că educația noastră sau interesul nostru pentru nou își găsește locul și aici. Inteligența artificială ne va ocupa foarte mult deciziile noastre și nu poți să o lași deoparte și trebuie să te apropii de ea. Trebuie să te apropii cu cunoscătorii privind tehnologia. Inteligența artificială, eu n-am intrat deloc în detalii pentru că nici nu cunosc aceste detalii a tehnicii respective. Și inteligența artificială trebuie predată în medicină de oameni care se pricep la tehnologie și la medicină, la domeniul respectiv de predat, să spun. Inteligența artificială în oncologie și avea un rol extraordinar de important, pentru că deja în oncologie funcționează medicina personalizată, este la ea acasă aproape. Eric Zimmerman, un alt exemplu practic implementat de mine pentru teza de licență a fost dezvoltarea unui algoritm pentru detectarea și prezicerea crizelor epileptice folosind electroencefalograma. Într-adevăr, inteligența artificială are un potențial uriaș în medicină. Felicitări pentru prezentare. Și apoi un comentariu din partea profesorului Boiculesei din zona informatică, care vă felicită, menționez doar că mașina face ceea ce a fost învățată să facă. Deci nu greșește, greșește omul care o programează. Deocamdată mașinile merg după un algoritm, însă în viitorul foarte apropiat, mașinile nu vor mai avea nevoie de acest algoritm. Învățarea automată nu înseamnă neapărat folosirea unui algoritm. Mașinile se vor învăța și ține seama de un lucru. Când mașinile se vor putea conecta între ele, rezultatul va fi fantastic. Pentru cunoscători, vreau să vă spun că a apărut o carte în urmă cu o lună sau o lună și jumătate. Eu am comandat-o, n-am văzut-o, am văzut numai conținutul, care se cheamă Inteligența Artificială în Medicină. Pentru cei care, în acest an a apărut, 2021, pentru cei care doriți să aprofundați fenomenul, vă recomand această carte. Este extrem de bună. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru această conferință, pentru disponibilitate și îl invit pe domnul rector, profesorul Viorel Schipcariu, să vă adreseze cuvintele necesare și felicitările de rigoare. Vă rog, domnule rector.
Domnule profesor, mă bucur mult că am audiat această conferință și mă bucur mult că dumneavoastră, la experiența pe care o aveți, ați ales un subiect atât de interesant. Dacă înainte de începerea conferinței discutam cu dumneavoastră referitor la numărul de participanți, ați văzut că așteptările noastre s-au confirmat, ați avut o audiență importantă, iar șirul comentariilor și întrebărilor a fost de asemenea important. Eu vă mulțumesc foarte mult, cu siguranță că mulți dintre colegii tineri își vor ridica o serie de întrebări cu această conferință legată de locul inteligenței artificiale în medicină și cum viitorul ne va asigura sau nu o serie de surprize, așa cum probabil și dumneavoastră vi l-a asigurat la începutul anilor 60 față de acum. Vă mulțumim încă o dată. O să vă așteptăm și cu o altă ocazie în cadrul universității noastre și vă doresc numai bine. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat. Bună seara! Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumesc pentru cuvintele spuse. Pentru mine a fost o onoare să prezint această conferință. Privesc ca o provocare propunerea dumneavoastră, dacă mă mai invitați, eu cu mare plăcere, că îmi plac discuțiile mai ales, mai mult, mai puțin să zic. Conferința e de bază, discuțiile sunt pentru mine totdeauna au fost foarte importante și provocările, pentru că noi învățăm din orice moment. Vă mulțumesc și eu încă o dată. Mulțumim. Vă doresc numai bine la toți. Și la seară bună, numai bine, seară frumoasă. Mulțumim mult. O seară bună. La revedere, mulțumim. La revedere.